cândva să ilustrez că nu sunt pe rețelele de socializare. Legat de discursul meu, am să încep cu o clasică întrebare retorică, și anume, ce este tehnologia? Dacă stăm să ne închipuim, strămoșii noștri primitivi utilizau bețe sau pietre în procesul de vânătoare ca să poată să ucidă animalele, de a căror carne plină de nutrienți aceștia depindeau. Datorită tehnologiei limbilor complexe și datorită evoluției armelor, aceștia au reușit să își creeze strategii de vânătoare, astfel încât în timp omul a devenit specia dominantă de pe planeta Pământ. Din fericire, în zilele noastre, nu mai trebuie să batem animalele cu bățul ca să ne obținem o hrană, deoarece tot procesul ăsta a fost practic abstractizat și industrializat de către evoluția tehnologică. Câți dintre voi are un smartphone? Ok. În zilele noastre, ca să ne asigurăm o hrană, e destul de simplu, trebuie numai să ne scoatem smartphone-ul din buzunar, să punem o comandă pe hitmenu și în circa o oră sau o oră și jumătate o să avem o masă la dispoziție, caldă, zero stres. Ok, știind ce este tehnologia, acum vine întrebarea ce anume să facem cu tehnologia, la care răspunsul cred că ar fi să încercăm să o îmbunătățim, pentru că dacă o îmbunătățim, ne îmbunătățim practic calitatea vieții. De aici, în continuare, cred că putem să povestim despre dezvoltare. Și anume, dezvoltarea reprezintă efectiv un proces iterativ de a crește sau a evolua un anumit concept existent. Să luăm ca și exemplu conceptul abonamentului la apă. Pe vremuri știm că exact era o persoană special desenată care trebuia să distribuie apa către o comunitate de locatari care erau abonați la acest serviciu. Acesta cel mai probabil avea un fel de caleașcă și în spatele căreia avea niște urcele de apă care trebuia efectiv să le distribuie către fiecare abonat în parte ca să le satisfacă o nevoie. În zilele noastre, acest concept, nevoia a rămas aceeași, avem nevoia primordială de apă, însă acest concept a evoluat destul de tare încât noi, ca să avem acces la apă, trebuie în primul rând să ne plătim, în al doilea rând să avem abonamentul în prima fază și în al treilea rând să dăm drumul la robinet și o să avem destul de mult apă. Asta e, practic, a fost o construcție peste conceptul ăsta de distribuție de apă. Toastmasters, de exemplu, construiește peste conceptul de public speaking utilizând tehnologia din domeniul respectiv. Ok, știind despre tehnologie și știind că ar trebui să o dezvoltăm, vine întrebarea, ok, cine anume dezvoltă tehnologia? Aici răspunsul îi persoanele creative, deoarece acești oameni sunt cei care oarecum vor să lase o urmă asupra vieții, să influențeze cu ceva viața. Câți dintre voi ați auzit de conceptul de flux în psihologie sau flow? Ok. Conceptul de flux reprezintă această stare de spirit în care ești total pierdut într-o anumită experiență. Dacă stați să vă gândiți, foarte mulți creatori, sau să zicem pictori, sculptori, devin atât de pasionați în procesul de a da naștere la ceva, de a crea ceva, încât uită de trecerea timpului și nu sunt pierduți chiar cu totul în această experiență. Practic, astea sunt persoanele care influențează schimbare în lumea noastră. Și dacă stăm efectiv să analizăm lucrurile, fie că vorbim despre, nu știu, un smartphone sau un tricou sau o pereche de Adidas, astea toate au rezultat din faptul că mai mulți creativi au dezvoltat un anume concept utilizând tehnologia. Și acum să vedem și ce se află la intersecția dintre
aceste trei concepte mari, anume tehnologie, dezvoltare și creativitate, dat fiind faptul că pentru Icebreaker ar trebui să mă prezint intersecția dintre tehnologie, dezvoltare și creativitate, sunt chiar eu, Triteanu Dragoș Cătălin. Mulțumesc!